Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Generalul Constantin Zec a încetat din viață la 73 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Constanța. Constantin Zec a îndeplinit mai multe funcții. A fost comandant pluton și companie infanterie, dar și ofițer elev în Academia Militară în anii 1968. 1976, acesta a fost președintele filialei județene Constanța Horia Macelariu, Anchemer Alexandru Ioan Cuza, timp de 10 ani, membrii filialei Anchemer Constanța. Profund îndurerați, transmit pe această cale sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Au precizat reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Constanța. Corpul neînsăflețit a fost depus pe data de 19.07.2022 la Casa Mortuară Clares de la intrarea în incinta cimitirului Constanța. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.